Vineri la prânz, moștelul Câmpulung a plecat spre Otopeni, acolo unde se va caza peste noapte, urmând ca sâmbătă să-și continue drumul spre Ștefănești în vederea disputării jocului din cadrul etapei a patra în compania formației din localitate. Ovidiu Stan și compania sunt încrezători în propriile forțe și își doresc ca, și după această etapă, moștelul Câmpulung să rămână neînvinsă, mai ales că au de partea lor cele trei victorii din tot atâtea jocuri disputate până în prezent din actualul campionat de Liga a treia. Prezenți la conferința de presă săptămânală, fundașii Cosmin Leca și Mihai Băduleanu au prefațat întâlnirea de sâmbătă de la Ștefănești, mizând pe un nou succes. Ambii jucători au admis că în cadrul echipei domnește un optimism debordant în ceea ce privește partida cu ilfovenii, mai ales că jocul echipei se îmbunătățește de la joc la joc, iar cele trei victorii stau dovadă în acest sens. După părerea mea, suntem o echipă mult mai bine formată, cu concurență pe posturi. Avem cel puțin o dublură pe fiecare post. Concurența întotdeauna duce la performanță, la cât mai rezultate cât mai bune. Nu numai părerea mea este că echipa este mult mai bună decât sezonul trecut, mult mai integrată. Avem un lot mult mai numeros. Să văd și rezultatele. Și rezultatele o spun de la sine. Suntem mai uniți și suntem mai bine pregătiți. Și concurența. Cel mai bun compartiment al echipei? Da, eu zic, da, cel mai bun. Și suntem acum, zic, valorii suntem cam egal toți. Care joacă mai bine, merită să rămână. Există înțelegere cu lucrarea cu Tase? Da, 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 se vede și venirea lui Tase. Ne ajută foarte mult. Din ce am înțeles și din informațiile care le-am luat despre cei de la Ștefănești, ei practică atât în deplasare cât și și acasă un joc pe contraatac. Deci cred că va trebui să fim echipa care va conduce jocul, care va încerca să desfacem apărarea adversă. Ne va fi destul de greu. Putem spune că după aceste trei victorii ne putem mulțumi și cu un punct de la Ștefănești. Însă eu cred că victoria va fi la îndemâna noastră. Echipa gazdă însă, complet schimbată față de ediția trecută de campionat, are în componență foarte mulți jucători tineri, fără experiență de acest lucru, putând profita din plin muștelenii. CS Ștefănești se află în subsolul clasamentului, având o singură victorie în acest început de sezon, ilfovenii, pierzând și restanța de miercuri de la Aninoasa, 1-0, acolo unde au fost spionați de Alexandru Popovici, prezent și el la meci. Cele două formații s-au mai întâlnit și în ediția trecută de campionat, muștelenii obținând un punct pe terenul din Ștefănești, 1-1, însă, în retur pe municipal, echipa condusă de pe bancă, pe atunci de Marin Dună, s-a impus fără probleme, câștigând lejer cu 2-0. De această dată lucrurile stau complet diferit, muștelul Câmpulung este pe primul loc în clasament, iar rezultatele înregistrate până în prezent de elevii lui Alexandru Popovici și Ovidiu Tică îi dă ca sigur favoriți în acest joc. Din delegația mușteleană deplasată la Otopeni lipsește Marius Vaciu, fundașul având probleme de sănătate, devenind astfel indisponibil pentru cel puțin o lună de zile. Tabloul complet al etapei a patra, seria a treia, Liga a treia, este următorul. CS Ștefănești, CN din Nicu Golescu, Concordia Chiajna 2, SCM Pitești, Urban Titu, Voluntari 2, Atletic Bradu, Sporting Turnu Măgurele, Sporting Roșiori, Înfrățirea Hărman, FC Aninoasa, Inter Olt, Slatina, CSA Fumați, CS Podari.